O să exemplific instalarea librăriilor pentru OpenGL în Visual Studio și cum să creați un proiect astfel încât să le vadă. O să avem nevoie de Freeglut pentru Visual Studio și de Glue. O să pun linkurile în descriere. O să avem nevoie de ultimele versiuni. După downloadarea lor, le vom dezarhiva într-un folder pe care ar fi bine să îl puneți într-un loc ușor de găsit. Eu o să fac un folder denumit OpenGL. După descărcarea și dezarhivarea librăriilor, le vom prelucra un pic și vom crea un folder nou pentru a ne fi mai ușor să le adăugăm în Visual Studio. O să mergem și o să facem trei foldere, include. Bin. Și lib. În include vom pune fișierele .h, le vom pune în interiorul unui folder .gl pentru a respecta exemplele din curs. În bin vom pune DLL-urile, iar în lib vom pune fișierele .lib. Ok. Acestea vor fi toate fișierele .h. În bin o să fie pentru 64 și pentru 32 de biți. Eu o să iau pe cele pentru 64. Și la fel și aici. 64. Și acum fișierele lib, la fel, 64. Iar de aici o să iau librăria non-statică, să vine de la static. Deci librăria glue32.lib. Ok. Acestea sunt toate. Putem să ștergem cele două fișiere. Acesta va trebui să rămână pe toată durata pe care vom folosi OpenGL. Deci nu pot fi șterse după crearea proiectului în Visual Studio. În Visual Studio o să creez un proiect nou. O să creăm un proiect gol pentru C++. Deci C++. O să le numesc test OpenGL. Acum, în interiorul proiectului, o să mutăm pe 64 și vom da click dreapta pe proiect, Properties și va trebui să modificăm trei lucruri. Include directories, o să adăugăm folderul include pe care l-am făcut noi.
Deci ne vom duce la folderul creat de noi. Include, da? Nu în GL, deci doar include. La fel la library, ne vom duce la library creat de noi. Și în linker ne vom duce la input și additional dependencies și vom scrie cele două denumiri de .lib, adică freeglut.lib și glue32.lib. Ok, apply. Foarte important, în momentul în care faceți aceste setări, e ca sus să scrie All Configurations și All Platforms. Altfel e posibil să faceți aceste modificări doar pentru una dintre setări și în momentul în care modificați aici ceva să nu se păstreze setările. Ok, acum că am făcut modificările pentru a vedea fișierele librăriilor, va trebui să testăm și să adăugăm fișierele .dll. Pentru a testa vom face un fișier CPP, puteți să-l denumiți oricum, eu o să-l denumesc main.cpp și o să punem în el exemplul pentru testarea versiunii și așa puteți să aflați și versiunea pe care o are, pe care o suportă placa grafică. Vom da, putem să dăm start sau build. Prima oară o să dea o eroare, dar trebuie să ne genereze folderele pentru a putea pune fișierele .dll. O să vezi că zice că nu găsește .dll. Vom merge în folderul creat de noi, la bin, și vom copia cele două .dll. Și le vom pune în folderul proiectului. Cel mai simplu, clic dreapta pe proiect, Open Folder, iar fix aici unde se deschide, vom da Paste și o să pun cele două fișiere .dll. Iar acum când îi vom da Start, o să ruleze și o să ne afișeze pe primele două rânduri versiunile pe care le suportă placa grafică și driverele. Dacă vrem să testăm și partea de funcționalitate, putem să luăm al doilea exemplu. O să-l iau pe cel cu New OpenGL. Pentru a ne crea o fereastră simplă cu câteva puncte. Și vedem că funcționează.